Coronavirusul se extinde și în Europa. Austria, Croația, Spania și Elveția au raportat primele cazuri de infectare. Ultimele informații arată că în Italia numărul persoanelor infectate cu virusul COVID-19 a crescut la 322, iar dintre acestea 11 au murit. În întreaga lume, numărul deceselor a trecut de 2700, în timp ce numărul celor infectați a ajuns la peste 80.000. Și în România este alertă din cauza coronavirusului. Tot mai multe persoane ajung în spitale cerând să fie testate. Peste 25 sunt deja internate, așteptând rezultatele, iar peste 2000 de români sunt izolați la domiciliu. În plus, un bărbat italian de 71 de ani a fost confirmat cu coronavirus după ce a revenit din România. În acest context, senatorii din Comisia de Sănătate au dezbătut proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 11 din 2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei. Ordonanța este foarte importantă pentru sănătatea publică a românilor și cred că este cel mai important subiect la momentul de față pe care trebuie să-l avem cu toții pe agenda, indiferent de funcțiunea politică pe care am. Aș face o singură precizare. Amendamentul se referă la introducerea unui aliniat nou la articolul 4. Problema mea a legat cu textul amendamentului. Pentru situații justificate, cantitățile prevăzute în anexă pot fi majorate la propunerea grupului tehnic pentru pacienți înalt contagioși din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Îl preluăm, este cineva care nu dorește să... Era vorbe și de sume, nu vă mai știți. Nu numai de cantități. Sumele trebuie să le modificăm la articolul 7, pentru că la articolul 7 avem exact suma de 200-200 de milioane care e prevăzută pentru cantitățile din anexă și să vă dăm un aliniat că situațiile, în situația modificării cantităților, Ministerul de Finanțe se obligă să facă. Prezent la dezbaterile din Parlament, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că statul român dispune de fonduri necesare pentru a achiziționa echipamentele de protecție, însă stocurile la nivel mondial sunt destul de limitate. Peste tot există probleme cu echipamentele de protecție. Există șansa să putem să achiziționăm și avem nevoie de el și se lucrează. Dar pentru a nu reveni la o nouă ordonanță, modificarea care s-a făcut spune așa, că se pot completa stocurile respective la propunerea grupului de lucru din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență și că atunci se suplimentează și fondurile. Dar asta este doar pentru o măsură de siguranță, că să nu revenim la o nouă ordonanță. Noi am avut stocuri și am început să le folosim și încă mai avem cantități care putem să le folosim până vom... Sper să completăm acest lucru. Problema este că e posibil că cineva să spună vă livrez, dar nu pot să vă livrez decât aici sau acolo. Și atunci găsești mai mulți furnizori și iei mai multe cantități. Asta încearcă să facă ONAC-ul acum, ca de la majoritatea furnizorilor să ia absolut ce este nevoie. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat că este posibil ca anul viitor să existe un vaccin împotriva coronavirusului denumit COVID-19. Pentru vaccin este o estimare de aproximativ un an. Asta a curs deja de vreo lună, două, deci înseamnă că anul viitor probabil vom avea vaccin pentru virus și ce face toată lumea, întreaga lumea acum, este să încerce să limiteze cât mai mult până apare vaccinul. Normal, când apare vaccinul, atunci începem să limităm prin vaccinare și atunci efectul lui începe să se... De asemenea, Raed Arafat a afirmat că amenințarea coronavirusului a declanșat o mulțime de fake news, în special pe rețelele de socializare. Acesta le recomandă românilor să nu ia în considerare decât anunțurile oficiale făcute de autorități. Același sfat l-a avut și în privința informațiilor că ar exista un medicament care ar putea trata simptomele coronavirusului. Singurele entități oficiale care pot face astfel de anunțuri sunt Organizația Mondială a Sănătății, Centrul de Control al Bolilor din Statele Unite, Centrul European de Control al Bolilor.